Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a fostului primar al Comunei Slatina, Ilie German. Acesta este acuzat că în perioada 2010-2011 a folosit documente și declarații false sau inexacte pentru a obține pe nedrept fonduri europene. Mai exact, în rechizitoriu se arată că în timp ce era primar, Ilie German ar fi înființat patru societăți agricole pe care le-a înscris fictiv pe numele unor persoane care nu știau nimic despre acest demers. Ulterior, prin intermediul subordonațiilor din cadrul primăriei, Ilie German ar fi întocmit în fals documentația necesară pentru a solicita subvenții europene de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Prin aceste demersuri, fostul primar ar fi intrat pe nedrept în posesia unor sume totale de peste 500 70.000 de lei reprezentând subvenții din fonduri europene. În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrui asigurator asupra mai multor bunuri mobile și imobile care aparțin inculpatului. Dosarul a fost trimis spre judecare tribunalului Suceava cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.